Scandal la primăria din Curtea de Argeș, acolo unde viceprimarul și șeful serviciului de piețe au fost la un pas de bătaie. Aceștia s-au jignit reciproc în timpul unei ședințe și au fost despărțiți de oamenii aflați în ședință. Vorbim despre două persoane aflate în partide diferite. Protagoniștii scandalului de la primăria Curtea de Argeș au fost viceprimarul orașului Ștefan Dumitrache și șeful de la serviciu piețe Ionel Păunescu. Scandalul a pornit de la niște neînțelegeri care au dus apoi la un schimb aprins de replici. După un schimb de cuvinte aspre, conflictul dintre ei a escaladat prin insulte și amenințări, ajungând chiar la un schimb de îmbrânceli. Cei doi au fost despărțiți de colegii din sală. Nemulțumiți de desfășurarea ședinței, mai mulți cetățeni și consilieri locali au început să protesteze, cerând o transparență sporită și respectarea strictă a procedurilor legale. Anul trecut, un incident asemănător cu cel de la Curtea de Argeș a avut loc între consilierii locali ai PSD Cluj, numai că de acea dată a fost vorba despre o bătaie între doamne.